Salut și bine v-am găsit pe canalul FVVlog. În videoclipul de față aș vrea să fac un upgrade acestui multitester. Îl știți din clipurile mele mai vechi. În sensul că aș vrea să-i fac îmbunătățire în privința cablurilor de test. Pentru că cele cu care a venit multitesterul sunt considerate de mine anemice. Am găsit și un cuvânt aleatoriu. Am pregătit conectorii, conductoarele, transistorul a fost pus așa doar ca exemplu, pe lângă. Așa că haideți să trecem la treabă. Prima dată dăm asta la o parte și montăm conectorii de panou. Am decis ca să fie conectați în spate, deoarece în față e destul de dificil. Mi se pare mai în regulă în spate. Să trecem la demontarea carcasei. Să îi demontăm bateria de aici. Gata. Pentru siguranța acumulatorului am decis ca să îl scot. A trebuit să se scoată. Nu ne grăbim ca să nu îndoim acumulatorul. Ușor. Să știți că nu aplic foarte multă forță. Așa ușor. Gata. Am reușit. Acumulatorul a fost scos. Am efectuat câteva notații la 20 de milimetri distanța între conectorii de panou. Nu am vrut să fie nici prea jos, dar nici prea sus, pe undeva pe la mijloc. Iar acum să trecem la găurirea acestui plastic. Gata, găurile am fost date. Cu o micuță greșeală, dar am corectat-o. O să vedeți care. Gaura s-a dăduse un pic mai sus, așa că am lărgit mai pe jos. Când o să pun conectorii, nu o să se cunoască. Fiți atenți ce o să fac aici, că am observat un lucru. O să trebuiască să decupez partea asta din plastic, să tai partea ce iese din plasticul acesta. Practic o să las doar inelul din față. Dacă pun așa, nu o să mai văd culoarea și aș vrea să se vadă albastru, galben și cu roșu. Gata, am decupat acele coliere din plastic. Acum putem introduce conectorii. Unul albastru aici, unul galben aici, o să îndoi puțin capătul acesta. Și cel roșu aici. Conectorii au fost puși, au fost mai greu cu strânsul lor, de asta nici nu am filmat. Da, e un pic cel albastru mai sus, dar e în regulă. Și apropo, am probat cu acel PCB și este absolut perfect. Nu lovește în el. Este distanță excelentă între. Însă, preventiv, o să pun eu niște varneș deasupra la fiecare în zona asta. Hai să scoatem scociul acesta dublu, deoarece o să punem altul. Gata, s-a șters. O să lipim aceste trei conductoare în interior, de la cei conectori de panou către PCB. Am cositurii capetele respective, iar acum putem lipi conductoarele, cel roșu aici, galben aici
și albastru aici. Bineînțeles că vom pune tuburi termocontractabile în zona asta. Unul aici, celălalt în zona asta și cel albastru aici. Vom folosi suflanta la aproximativ 200 de grade și să sufle aerul la 4 din 8. Și pentru a fi sigur că nu atinge aceste capete de acel PCB, deși sunt sigur că nu atinge, deoarece sunt vreo 2-3 mm departare, chiar am verificat, m-am uitat eu atent, totuși o să punem câteva tuburi termocontractabile, doar pentru a fi sigur. Gata. O să le tăiem mai scurte, pe undeva prin zona asta cred că e suficient. O să fiu nevoit să pun acumulatorul pe undeva prin zona asta. Am înlocuit aceste conductoare, deoarece erau prea groase, trebuia să-mi fi dat seama de la bun început. Am pus pe unele mai subțiri, deja au fost și montate. În plus, am pus acest conector în zona asta. Da, n-am curățat acel flux, dar după merge și așa. A fost lipit chiar destul de ferm, deoarece n-am vrut să lipesc direct aceste conductoare. Asta pentru că, cine știe, mai umblu din când în când și n-aș vrea să deranjez să exfoliez acel cablaj. O să lipesc aceste conductoare de aceste părți metalice. Gata, au fost lipite. Acum să introducem acești pini. Unul aici, celălalt aici. Hai mai intrăm. Gata. Și ultimul în zona asta. Gata. Nu are sens să pun colier pentru că oricum ar încurca din ce am observat eu, cred. Așa că las cum este. Hai să curăț cu alcool izopropilic în zona aia. Hai să uscăm puțin, așa rapid. Gata, e suficient. Să punem ăsta aici. Conectorul ăsta. Acum sper să fie în regulă. Să nu fie prea înalt, o să verific. E prea înalt. Trebuie să lipesc mai într-o parte, cred. E clar, trebuie lipit într-o parte. Gata, l-am lipit într-o parte, că altfel nu încăpea. Să-l punem aici, introducem conectorul și alimentarea aici. Da, văd că încape perfect, fără probleme. Să introducem aceste șuruburi. Pentru a fi sigur că e în regulă, să facem un test normal, să vedem dacă what? Da, 47 de mega, deci naiba, da, așa nu-mi dau seama. Hai să desfacem să vedem interiorul. Ok, am relipit zonele respective, părând. Practic am mai scos din cositorul respectiv. Am crezut că am pus prea mult și mă gândeam că ăsta a fost motivul. Să curățăm din nou cu alcool izopropilic. Ca să fiu sigur, o să testez înainte să pun carcasa. Să văd dacă mai am aceeași problemă. Nu, este în regulă.
Se pare că am găsit cauza, ca să spun așa. Partea asta de aici, știu că are vopseaua respectivă albastră, doar că era, te atingea de aceste părți metalice, de aceste piulițe și oarecum dădea acea rezistență mare, de ordinor zecilor de mega ohm, deci am observat. Iar acum, punem așa, apăsăm și nu mai avem absolut nicio problemă. Da? Gata, s-a rezolvat. Ce strani. Iar acum urmează să facem cablurile de test pentru a le înlocui pe acestea. În cazul acestui conector tip banană, o să înlătur acel șurub și o să lipesc direct cu fludor în zona asta. Să introducem părțile astea din plastic, unul aici, gata, și pe cel galben, și ăsta e gata, și pe cel roșu, gata, scoatem izolațiile crocodililor și introducem de pe acum pe aceste cabluri. Iar acum să introducem și izolația crocodililor pe cel galben, uite-l aici, hai mă, aici, gata, pe cel roșu, și mai avem pe cel albastru, ok, gata. Gata cablurile de test, sunt în regulă, să luăm și multitesterul roșu, galben și albastru. Înainte de a măsura orice componentă, nu contează ce anume, trebuie să calibrăm multitesterul cu aceste cabluri de test. Cum anume? Scurt circuităm toate cele trei cabluri, da, cred că e bine așa, oarecum, și apăsăm pe butonul Start. Și el se calibrează. Așteptăm până ajunge la 22%. La 22% o să ne spună să înlăturăm scurtul respectiv. Da? Vă rog, izolați probele. Gata. Și acum continuă calibrarea. Gata. A durat câteva secunde bune. Iar acum să testăm câteva tranzistoare. Efectuăm testul. Da? Să facem testul și cu acesta de aici. Da. În fine. Și tranzistorul acesta. Efectuăm testul. Da, în regulă. Și aș putea spune că am îmbunătățit acest multitester adăugând alte cabluri de test externe cu acești conectori în spate. Ați observat că aveam și o mică problemă la citire în gol, însemnând că trebuie acea izolație din ce ați observat față de acel PCB, deoarece piulițele ating, chiar dacă este izolat PCB-ul cu acea vopsea albastră, totuși dă acea citire eronată. Cam mai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!